bună seara! Voi români din toată țara, din hotară în hotară, de la munți până la mare, clopotele le sunați, caii vă încălecați, copiii vă sărutați la toți de veste dați. Mâine anul se loiește, plugușorul se pornește și începe a branda pe la casa ura. Pentru oamenii frumoși, să ne fiți voi sănătoși. Pentru oameni cărturari, să fiți la minte, dar pentru oameni patrioți, să aveți senin în obs, roata măi! Iată că Moș Crăciun vine și la liceul teoretic Olimp. Să știu un popor din cei ce mai popor. Zăpada scriptitoare potopește copacii cu ghirlande și parcă niște figurine de zahăr. Deși iarna este cuplită și visul frământă lumea, dărdelușul este plin de copii vesti, cu obraj aprinși. Astele picite, sub căciuli mari și albe, sunt înconjurate de un câmp de pistale. Este un peisaj mirific. Covorul moale și pufos de zăpadă domină pământul care pare mor. Singurele urme de viață le reprezintă copiii zglobii. Fumul care se ridică deasupra caselor și instalațiilor ce împodobesc străzile, vitrinile și copacii. Aceasta simbolizează sărbătorile de iarnă, care aduc bucuria și iubirea în sufletele noastre. Iarna este ca o zână albă ce sosește pe meleagurile noastre, în sania ei de argint, trasă de rei. Veronica, dar cum crezi? A cui este Sania? Cum a cui? Tu ce nu știi? A lui Moș Crăciun, care an de an nu uită să aducă fericire și lumina în casele oamenilor, dar nu în ultimul rând să aducă cadouri copiilor. Cum crezi? La noi va veni moșul. Păi cum să nu? Permisiunea dumneavoastră îl invităm alături de noi. Moș Crăciun! Căci urmează niște povești minunate. Basme, povești cu zmei. Povești de adormit, copii. Colinde, cântece, ce grozăvie, se apropie Crăciunul. Într-adevăr, dar ție, îți plac colindele? Dar sigur se mai pune îndoiala. Păi, dacă îți plac atât de mult, de ce nu lași pichindiei să intre în scenă? Știi ce? E o idee nemaipomenită. Așa copii că la Olimp costești. Este imposibil să faci ceva cu greutate. Totul se face, da, se face din muncă, dar se face clar, liniștit, calm, frumos, respectând tradițiile naționale și niște valori general umane, așa cum trebuie. Cât timp v-ați pregătit de festivitate? Foarte mult. Foarte mult. Fiecare în măsura în care a socotit ho, ho și bună seara. De urat va mai ura, dar noi vrem să fiți așa, tari ca piatra, iuți ca săgeata, harnici ca albina, frumoși ca lumina, rodnici ca pomul, darnici ca domnul. Avi Ștefan, demn, urmaș, nu fiți trădători și laș pentru țară și dreptate, fiți români și mai departe, roata mai. Această zi este specifică pentru liceul teoretic Olimp și spiritul sărbătorilor a fost simțit și aici. A fost o zi specială în care toți copiii ne-au simțit și noi copii. Cum s-a părut sărbătoarea? Foarte frumos. Copiii au fost foarte, foarte, cum să vă spun, agitați. Pentru că e sărbătoarea lor și mi-a plăcut foarte mult. S-au prezentat toți cum ești, majoritatea cum ești, părinți foarte mulți, activi, fericit, bucuroși. Cât timp s-au pregătit de sărbătoare? Păi, clasa 6A, de exemplu, băieții mai lenoși, mai puțin, dar fetele, în special fetele, clasa 6A, au fost foarte active. S-au pregătit cu o lună înainte, au început deja pregătirile.